Conform unui studiu, 42% din suprafața terestră din Uniunea Europeană este acoperită cu păduri, respectiv 182 de milioane de hectare, iar un cetățean european i-ar reveni 0,36 de hectare de pădure, arată datele Eurostat. Cele mai extinse zone cu păduri se află în Suedia, cu 30 de milioane de hectare, Finlanda, 24 de milioane de hectare și Spania, 27 de milioane de hectare. Cel mai ridicat procent de zone împădurite din totalul teritoriului unei țări se găsește în Finlanda, cu 71%, Suedia, 67%, Slovenia, 64%, Estonia, 58% și Letonia, 56%. Iar cele mai puține zone împădurite s-au înregistrat în Olanda, Malta și Danemarca. Acestea având 8, 11 și respectiv 16% din teritoriul țării. Pădurile din Europa absorbă echivalentul la 417 milioane de tone de CO2, care corespunde la aproximativ 9% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, adică 4450 de milioane de tone. Comparativ cu emisiile de GHG din fiecare stat membru, pădurile absorb peste 80% din CO2. Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Pădurilor, care este marcată la nivel mondial în fiecare an la 21 martie, cu scopul de a crește gradul de conștientizare asupra gestionării, conservării și dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri, în beneficiul generațiilor prezente și viitoare.